De unde vine sărăcia asta etică? Din absența unei mame ca cea pe care... Majoritate sunt, deci, înferentari. Mame simbolice. Da, nu prea ai... Nu există modele. Sunt foarte puține. În general, cred că... Sau există modele la negative. Da, modele de succes sunt clanul Ștoacă, clanul Brutarilor, clanul Cămătarilor. Ăștia sunt modele, ăștia sunt oamenii de succes pe acolo. Dar, în general, copiii trăiesc în familii monoparentale. Părinții lor se duc în mod regulat la pușcării. Și atunci, lumea e complicată. E complicată și ceea ce face lucrurile devin și mai complicate, încă îți dai seama că profesorii care lucrează în școala aia habar nu au de viața copiilor. Au niște așteptări absolut ridicole de la copii care trăiesc în niște condiții îngrozitoare și sunt extrem de rari profesorii care să aibă un minim de empatie. Școala 136 schimba la un moment dat, mai țin minte, din 52 de profesori schimba 46 în fiecare an. Și vorbim de o școală din București. E greu. Am avut un profesor de religie pe care o parte din fete l-acuzau că pune mâna pe ele și așa mai departe. Deci profesorii educatori erau needucați. Da, mai mult decât needucați. Nu numai needucați. O mulțime de probleme acolo.